O bandă de hoți a fost prinsă de polițiști pe centura Buzăului după ce a jefuit un tir în mers care circula cu peste 90 de km pe oră. În imaginile surprinse de o cameră montată în spatele tirului, se vede cum bărbații, urcați pe capota autoturismului propriu, se apropie de camion, se urcă în acesta și golesc marfa pe care o introduc apoi, printr-o trapă, în mașina lor, totul în mers, la o viteză foarte mare. Luni noaptea, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ilfov i-au prins pe membrii grupării, tocmai după ce au pră dat tirul care plecase din municipiul București cu destinația Chișinău. Astfel, oamenii legii au oprit în trafic pe centura Buzăului două autoturisme și o autoutilitară în care se aflau șapte bărbați bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit comunicatului de presa IPJ Ilfov, persoanele în cauză ar fi urmărit un tir, iar între orașele Râmnicu Sărat și Focșani, aceștia ar fi pătruns în camion în timp ce acesta se afla în mers și ar fi sustras laptopuri și alte produse electrocasnice. Se pare că gruparea din județele Ilfov și Ialomi se află în atenția polițiștilor încă din luna augusta acestui an. Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 50.000 de euro. Cei șapte bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 44 de ani au fost conduși la audieri. Cei șapte hoți riscă până la 5 ani de închisoare.